Cred că ar trebui să fac un cufăr ceva, că nu mai am loc să pun toate chestiuțele astea. Deci, fucking un crafting table. Și îl pun aici așa. Iar apoi trebuie să fac pe aici așa o peșteră mai mare, ceva. Gen și acum o punem aici așa și fac un chest unde să mai pun în chestiile astea. Oh, ce bău sunt. Da. Nu, mă, nu vreau să... Ce ratat de om ești. Ce pita, mă, și... Și acum 8. Și-l pun aici, așa. Și acum pun toate chestiile care nu-mi trebuiesc pe aici, așa. Mă rog, oricum o să le iau odată și odată. Silver. Da. Și acum... ar trebui să fac pe aici un loc mai mare. Nu merge cu loc de ăsta mic. Și între timp mai găsești și chestii bune pe aici, așa cred. A, uite, fier. Fierul e bun. O, mai am mult fier. Chiar mă întreb la ce o să-mi trebuiască mie redstone-ul ăsta. Totuși cred că o să-mi trebuiască odată și odată. Dar nu prea curând, oricum. Și deci, am o grămadă de fier și chestii. Și ar trebui să fac... ce ar trebui să fac? Nu știu, mă rog. În primul rând trebuie să măresc chestia asta, că e prea mică. Voi nu vi se pare mică? Da, e chiar prea mică chestia asta. Îmi trebuie spațiu să mă... Ce naiba? Cad în găuri. Mă întreb dacă am destul lemn cât să fac scări până sus. Nu cred că am. Dacă aș găsi locul pe unde am venit, uite iară chestie din aia albastră care nu știu la ce e bună. Dar totuși o iau. Poate o să descoper la ce e bună. Dacă știți bine etichet și știți ce, la ce e bună chestia asta, puteți să-mi lăsați-mi un coment, că habar nu am. Joc de parcă sunt naibii. Nice, I hate pink, Minecraft, sezonul 1. Mamă. Și ce fac eu cu atâta piatră? Că eu castele nu fac. Și chestii mari. Da. La ce-o fi bună chestia asta albastră? Ar trebui, am 40 și mai am vreo 40. Ar trebui să sparg și chestiile astea de pe sus. Mai am destule târnăcopuri, târnăcoape. Ia să văd pe aici, așa. Târnăcopuri mai am decât două. Dar mai fac, că am destule piatră și lemne la mine. Bă, mi s-a pornit din nou Java aia ratată. Și îmi zice că trebuie să fac un update, când eu de-abia am făcut update-ul. Totuși Java gâtului mătii. Deci, mă întreb dacă... nu am venit pe aici. Da. Nu mai știu pe unde am venit, trebuie să descoper locația exactă, pentru că vreau să pun scări până sus și să pot să vin mai repede când am chef aici și să pot să las și chestii în cufere pe aici pe jos. Cât fier am? La mine am... unde naiba e? 4. Da. Nu e chiar așa de bine. 4 fier în o excursie cât asta. E fucking shit. Deja. Oh, uite, am mai găsit din asta. Tin. Chiar nu știu la ce e bun asta, dar asta habar nu am. Deci, o să descoper eu odată și odată și devin inteligent pe jocul ăsta, pe
Adică pe joc, mă descurc pe joc, dar nu mă descurc în tech it, ca și chestii. Vă dați seama dacă aș găsi un diamant, ce fericit aș fi. Sau două, sau mai multe, ma... Mamă, deci fiți atenți, bă. Chiar nu mai știu pe unde am venit, ar trebui să... Să mă uit pe aici, așa. Dar în timp ce sparg chestii, o să aflu. Eu nu plec de aici fără să fac o scară din aia șmecheră cu chestii până sus. Mă întreb câte lemne mi-ar trebui. Oricum, lemnul nu e greu de făcut. Da, chiar nu e greu lemnul de făcut. Dar ce fac eu cu atâta de ăsta tin ore din ăsta? Ce naiba o fi? Am o grămadă de pietre și chestii. Of, 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 doamne. Nu știu, chiar habar nu am ce pot face cu ele. În timp ce sap pe aici, așa. Da. Deci, nu sunt așa departe de casă, pentru că se vede pe Ray minimap. Casa mea e lângă chestia de lavă. Deci, priviți pe mapa aia mică, se vede o chestie de lavă, deci casa mea e pe undeva pe acolo. Și e un râu pe aici, așa. Chiar nu știam că e un râu. Acum am aflat și eu. Eu sparg pe aici ca să fac ceva mare, un cave mare, ceva, în timp ce o să caut diamante și chestii. Dar văd că nu am șanse. Fac, futuți. Gravel umătii. Tuți gravel umătii. Fiți atenți. Deci, trebuie să văd cât lemn am în total. Am... Cred că am destul pentru niște scări. Ia să văd. 64 și de aici și a. Încă 48 și de aici și a. 64 și încă vreo 30 sau 24, mă rog. Ia să fac acum cum naiba se făceau scările. Ce rahat. Deci nu așa, așa. Cred. Da. Ușa. Nu mai știu cum se făcea o scară în Minecraft. Fuck my life. Chiar nu mai știu cum se făcea o scară, mă. Hai, bă, ce dracu. Hai, mă, frate, nici o scară. Da. A, gata, boss, îmi bag. M-am umilit singur la faza asta, deci. Acum am nevoie de bețe. Cine mai știa că se făcea scara din bețe? Fiți voi sinceri. Voi știați chestia asta? Eu am uitat total că n-am mai jucat Minecraft o grămadă de timp. Nu mai știu cum se face o scară. Hai, frate. Deci am făcut 15 scări. Și... Da. Am nevoie de multe scări. Deci, o să pun acum... Fac. Iar am pus. Haide, frate. Iar am uitat să le fac bețe. O să-mi trebuiască multe bețe. Mă rog. Deci pun peste aici. Peste aici. Peste aici. Peste aici. Peste aici. Și deci până sus mi-ar trebui multe. Cred că
Bro. Și da, încă câteva. Cred că vreo astea toate mi-ajung. Ar trebui să-mi iau bețele înapoi. Ce-a mai rămas din bețe. Să mai pun chestii în chestul ăsta, niște piatră. Da. Și apoi, care ar fi următorul pas? Ei bine, da. Ca să fie frumos, frate. Da. Și aici o să pun scări de aici și așa. Ce naiba? Futu-vă în gură, păi. Fac. O să fac o chestie mare și șmecheră, care o să fie șmecheră. Da. Și acum. Pune-te fă scară handicapată. Nu cred că o să-mi iasă chestia asta. Și am o senzație că am făcut toate astea degeaba. Oh, frate, ce am făcut? Să-mi bag? Deci, fiți atenți că am făcut toate scările astea degeaba. Pentru că mie nu o să-mi iasă chestia asta niciodată, ever. Așa că o să trebuiască să fac prin... Da. Nu în partea asta. Nici în partea. Undeva în partea asta ar trebui să mă aduc. Merge și asta. Și o să fac trepte până sus. Fac ce silă mie. O să dureze un pic să fac toate treptele astea până sus. Deci chiar, frate, am greșit rău chestia asta. Deci am făcut... Fac lavă, fucking lavă. Da, ce deștept sunt, pun lemn. Lemnul arde, parcă. Și apoi, ar trebui să... Fac my life. E lavă pe aici și așa. Nu-i bine. Atât, mă. Și acum ar trebui să o iau pe altă parte, ca să îmi iau scara. Fiți at... Fac... Tu căștile, mătii. Deci, practic, am o grămadă de scări și n-am ce face cu ele. Și sunt înconjurat de lavă. Da, ce tare. Știi? Ar trebui să mă duc pe aici și așa să mai fac unul sau două turnăcoape. Deci un topor e bun. De o... Încă unul. Hai să fie. Să știu sigur că mi-ajung. Ce naiba fac? Și eu acum la bun, boss. Deci, de unde naiba am începusem să sap eu? Cred că după aici, așa. Și o să încep să sap mult în sus până o să ajung. Sus de tot. Ideea e că s-ar putea să ajungă într-un râu. Și asta nu e o idee prea frumoasă. Că vă dați seama, se va inunda toată chestia asta și am șanse să și mor. Dar cred că o să ajung mai departe de râu. Mă rog, văd când ajung acolo sus.
Problema ar fi să găsesc niște cărbune. Sau ceva mai mult. Și să fac o grămadă de torțe pe care să le pun pe aici așa, pentru că am mare nevoie. Sau să ajung la casa mea de unde se iau chestii și să revin aici așa și să fac chestii. Ce e ăsta? Smaralde. Emerald. Și deci am 4 emeralde. Hai că e bine, boss. Dar ce pun? Și acum ar trebui să acopăr stricăciunile produse de futul din gură. Nu puteți să fiți și voi în altă parte să vă găsesc și eu în altă zi. Da. Noroc că se schimbă automat. Și am mult, mult, mult de săpat până sus. Fac, am schimbat direcția. Nu mai mă duc în râu. Acum mă duc în vulcan. Ce rahat, bă. S-ar putea să dau iar de lavă. Da. Noroi. Yeah. Ce pula mea. A, fier. De ce sap cu târnăcop de fier când am târnăcop din ăsta slab? Fier, normal că iau fierul, nu-i fi prost să nu iau fierul când... Mamă, cât fier e. Am dat de un zăcământ de fier. Sunt un... explorator bogat. Pot să-mi fac armură de fier în curând. Și acum, da, trebuie să pun un de-asta aici, așa. Și una pe aici, și ca să pară frumos. Da. Ah, uite și aici fier. Fac cât fier am găsit. Sunt boss de boss. Și acum trebuie să sparg astea ca să cadă fierul jos. Oh, gata, știu și aici, mamă, mi-a venit o idee șmecheră aici, o să pun niște chesturi. Da, și o să vedeți ce tare o să pară. Oh, și uite chestia de asta, care nu știu la ce e bună, dar o iau oricum. Cum ajung eu să o iau, e problema. Și pe aici și asta ar putea să pun niște chesturi ca să arate așa frumos. Sau ceva tot o să pun. Da, am spart una în plus. Of, 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 doamne, și cât mai... s-ar putea să ies direct în lavă. Ce rahat. Nu știu la ce e bun minereul ăsta, nici nu mai îl iau. Poate o să aflu vreodată și o să vin să-l iau, dar... Până la vremea aceea... O să mai dureze. Hai, mă, noroi, ori ești numai noroi, ori ești numai piatră. Noroiul chiar îl sparg mai repede. Mă întreb câte minute are deja episodul ăsta, pentru că e un episod mai lung decât cel de precedent, de altă dată, mă rog. E mai lung, atât contează. Apă! Fac, 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 fac. Ce pula mea. Dispari. Nu, cred că mi-a inundat chestia. O, da, am ieșit în râu. Cred că mi s-a inundat chestia. Da. Cum fac să dispară apa? Ce oameni, bă. Dispari. O dispărut. În sfârșit. Am scăpat deci de apă.
Următorul pas ar fi să mă reîntorc de unde eram și să nu mai sap în sus ca bou. Și pentru că, da. Ia să văd cum am pus eu acele pietre inteligente pe care le-am pus. Ar trebui să spar chestia asta. Aba nu. Și deci, pe undeva pe aici și aia apă. Așa că nu. Așa că o să trebuiască să mă duc în partea asta, înspre lavă. Alege, apă sau lavă? Lavă! Ar trebui să mă duc un pic mai mult, așa. Ia să vedem. Ce noroc mai am eu să găsesc pe aici așa. Da. Smaralde. Oh, eu săpam cu turnăcopul de fier cât sunt de deștept, mă. Ia, smaraldul. Fac. Și acum? Ce naiba? Gata. Am acoperit stricăciunile. Îmi dam săpatul de asta în plus. Haide, frate, fii și tu atent. Mamă, boss, cât de departe e suprafața. Totuși, cred că sunt aproape. Când o să aud sunetul lavei, o să fiu aproape. Doamne, să nu ies în lavă. Bă, sper să nu ies în lavă. Doamne, firește. Lava e rea. Să nu ies în lavă. Hai cu lava, să nu ies în lavă, nu, nu în lavă, să nu fie noapte măcar. Ce bine că se schimbă singure chestiile astea, pentru că mi-ar fi o silă să le schimb. Cred că tocmai am trecut de lavă. Hai că e bine. Dar nu mai ajung odată la suprafață. Hai, nu zic că am ieșit în munte. A, bă, nu, s-a auzit o găină. Erau găini, mă? Erau. Se aud găini. Unde naiba sunt găinii? Hai zic că-i lumină în apropiere. Hai băi zic că-i lumină. Da, nu cred. Se aud găini pe aici așa. Voi nu cred că auziți găinile. Pentru că am treptat frapsul să nu înregistreze sunetul Minecraft-ului. Dar cred că ar trebui să le auziți. Mamă, ce frumos e sunetul găinilor. Uneori. Și totuși, cât mai am de săpat, frate, că găinile se auzeau de mult. Sper că n-am ieșit în vreun munte handicapat. Se aude un sunet ciudat. A, un sunet ratat. Suprafață! Ce-i pe aici? Și acum se aude un sunet din ăla de parcă ai câștigat ceva. Fiți atenți cât era de aproape. Oh, și plouă, perfect. Și fulgeră! Fucking fulgeră. Dar voi vedeți ce tare e chestia asta, lava, când fulgeră și... Da, se va forma piatra pe aici, așa. Și acum... Acum ar trebui să pun niște pietre pe aici, așa, ca să știu că pe aici e mina mea. Și acum să sar jos și să mor! Sau nu, nu. O jumătate de inimă mi-a rămelat. Da. Acum ar trebui să-mi caut casa. Unde dracului e casa? Casa mea... Nu știu unde e casa. Să mă pun la în casa mea, nu știu unde e. Da. E greu să te orientezi spre vremea asta, dar... Casa mea ar trebui să fie pe undeva pe aici și a... Deci, mina unde? A, mina e acolo. Și deci casa unde o să fie?
Hai, măi, pe ce vreme m-ați întâmpinat la suprafață? Da, cred că e în partea cealaltă. Nu mă las până n-o să găsesc casa. Da. Habar nu am unde e. M-am orientat prost cu faza asta. Hai, mă, ce naiba. LOL. Da. Cred că ajunge atât din acest video cu Minecraft, la care ați putea lăsa și voi un like. O să caut casa în episodul viitor, baftă!